Pesta porcină africană va izola România de restul Europei, iar producătorii de carne de porc vor suferi pierderi imense. Este avertismentul vicepreședintelui Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, Adrian Oros, care susține că boala nu a fost gestionată corect. Aprecierile pe care le-am făcut împreună cu cei de la Colegiul Medicilor Veterinari, cu cei de la Asociația Română a Producătorilor de Carne de Porc și cu asociațiile de crescători, se estimăm undeva o pierdere de 3-4 miliarde de euro în următorii ani. Și când spun pierderi, mă refer atât la cheltuielile cu ecarisarea teritoriului, cu incinerarea porcilor și a cadavrelor porcilor, cu despăgubirile reale pe care trebuie să le primească crescătorii și fermierii, dar și cu pierderi datorate interdicțiilor circulației animalelor, interdicțiilor la export pe care România le va avea în următorii ani. Din păcate, România este dependentă de importurile de porci și carne de porc. Cu toate acestea, există și crescători de porcine care își duc existența din exporturi. Afacerile celor din urmă ar putea fi compromise 10 de ani din cauza pestei porcine care a fost confirmată deja în 8 județe ale României. Nu vom putea relua exporturile cu animale vii, și mai mă refer aici la porci, și cu produse din carne de porc decât când vom demonstra că suntem indemni de această boală. Or, acest lucru se va întâmpla, din păcate, peste foarte multă vreme. Nu vreau să speriu pe nimeni, dar în Sardinia, pesta porcină africană a fost eradicată în 50 de ani. Vicepreședintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților susține că atât premierul, cât și ministrul agriculturii și directorul ANSVSA ar trebui să își dea demisiile pentru că nu au gestionat corect boala ce acum face ravagii în fermele și gospodăriile oamenilor. Fie n-au înțeles, să zic așa, pericolul care ne paște, ceea ce, sigur, pe mine mă face să nu înțeleg cum au gândit cei de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară să acționeze, pentru că de 2 ani de zile în jurul țării noastre bântuie această maladie. Anul trecut am avut primul focar de pestă porcină africană diagnosticat în județul Satu Mare. De anul trecut trebuiau luate măsuri, cel puțin pentru restricționarea circulației animalelor, măsuri de biosecuritate în marile fermă și urmărirea acestora de către cei care conduc acum Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentului. Pesta porcină africană se transmite ușor la porci, iar omul este unul dintre principalii purtători. Boala nu afectează omul, dar animalele bolnave nu mai pot fi salvate.